Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi respectatori, sunt Aura Stoienescu și de data asta suntem din nou cu domnul Raul Chiriac, șeful Serviciului de Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu, la emisiunea Panoramic, pentru a discuta ce s-a întâmplat pe decursul lunii iunie, ca să luăm așa o lună cap-coadă, ce se lucrează în momentul de față, în ce stadiu sunt lucrările, sunt multe care sunt așteptate să fie finalizate. Acolo unde se lucrează ceva, apare un disconfort automat prin faptul că se încurcă puțin circulația, sunt multe. Oamenii poate că au probleme pe trotuare și așa mai departe. Și vreau să vă întreb și oamenii vor să știe cu siguranță fiecare lucrare care este în execuție, când se termină, ca să scape ei de calvar și să obțină confortul necesar și ce urmează. Sigur că da, așa cum a spus dumneavoastră, suntem în luna iunie și este o perioadă în care sunt în derulare o serie de obiective de investiții. Multe dintre acestea sunt dintre cele promovate anul trecut și care se finalizează, se concretizează în acest an. De asemenea, este un an în care s-au făcut în perioada anterioară toate demersurile pentru depunerea proiectelor în cadrul programelor finanțate din fonduri europene și, bineînțeles, tot în acest an și în această perioadă se derulează cea mai mare parte a lucrărilor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală finanțat de la bugetul de stat. Referitor la, efectiv, la lucrările executate sau finalizate în luna iunie, sunt o serie de lucrări, aș face mențiune lucrările, în primul rând, din învățământ și aici chiar în această perioadă am inaugurat o serie de baze sportive. Este un program promovat anul trecut din inițiativa domnului primar de realizarea unei infrastructuri sportive moderne la unitățile de învățământ din municipiu și în acest sens 6 unități de învățământ din municipiu situate în toate zonele orașului au fost dotate cu baze sportive moderne, cu terenuri sintetice de fotbal, tenis, basket, volei, în total 16 terenuri cu instalații de nocturnă, iluminat pe timp de noapte, cu dotările sportive necesare, cu împrejmuiri, cu absolut toată infrastructura, astfel încât să asigurăm o infrastructură modernă sportivă la unitățile de învățământ. Dar aș întreba și vă întrerup puțin, nocturnele pentru ce au fost prevăzute, în ideea că vor avea loc competiții între școli sau și vor depăși anumite ore sau se și închiriază către populație? Exact, acesta a fost gândirea, concepția inițială de asigurare acestor terenuri pentru elevi, dar și pentru locuitorii din cartierele respective, întrucât aceste unități de învățământ unde s-au realizat bazele sunt amplasate în cartiere aglomerate din municipiu, atât în zona de nord, cum ar fi școala generală numărul 7 sau școala generală Ecaterina Todoroiu din zona CEAME, dar și în zona de sud, liceul sportiv, școala generală Pompiliu Marcea, liceul teologic, iar în zona centrală, semicentrală, liceul de muzică, deci liceul de arte. Deci, practic, aceste unități de învățământ sunt amplasate pe toate zonele municipiului, astfel încât cetățenii din zonele respective să poată dispune de aceste terenuri de sport, bineînțeles pe baza unui program stabilit împreună cu primăria și cu conducerile unităților de învățământ. Și nu numai în baza unui program, ci și contra cost, dar probabil la prețuri foarte mici, necesare pentru întreținere. În funcție de criteriile de organizare stabilite de către unitățile de învățământ. Dar așa cum am spus, ideea aceasta a fost de asigurarea a bazei sportive pentru elevi moderne, atât pentru elevi, dar și pentru comunitate, pentru locuitorii din cartierele respective. Știu că dumneavoastră sunteți de la sectorul investiții, dar întrebarea este, aveți cunoștință dacă deja sunt solicitări din partea populației sau au cunoștință de faptul că pot să închirieze terenurile? Așa cum am spus, noi am discutat cu conducerile unităților de învățământ. Terenurile au fost deja inaugurate, exact așa cum a spus dumneavoastră, de
practic în perioada 1 iunie de ziua copilului au fost desfășurate, organizate o serie de competiții sportive de fotbal la toate aceste unități și prin aceste evenimente practic s-a făcut și inaugurarea acestor terenuri. De atunci, bineînțeles că conducerile unităților de învățământ, așa cum am discutat, o să organizeze, o să reglementeze toată această procedură privind posibilitatea punerii la dispoziție către populație. Inclusiv și prin, această emisiune are prin acest programul scop de afișat, informat. Prin panouri informative, printr-un preț stabilit pentru fiecare, în funcție de fiecare unitate, așa cum... Da, e chiar o idee foarte bună, pentru că la stadion nu se poate duce chiar oricine, de exemplu, sau la terenurile care sunt amenajate, și atunci chiar acolo în cartier e un lucru bun să se facă închiriere de terenuri, care se face de altfel în alte localități și de ce nu și la Târgu Jiu. Sigur că da, așa cum am spus, ele se înscriu în această strategie a municipiului de dezvoltare a infrastructurii sportive, deoarece vine... Aceste inițiative, aceste investiții vin în complementar cu marile investiții realizate la nivel de municipiu, respectiv sala sporturilor, stadion municipal sau alte obiective. Pe care am prezentat-o luna trecută, sala sporturilor, cu competițiile sportive dinainte de... Erau chiar înainte de 1 iunie atunci și chiar impresionant, o competiție de nivel național finanțată de Ministerul, de, mă rog, Federația de Handbal. Da, această competiție, da, și realizată de către Federația Română de Handbal. Și chiar a însemnat 500 de copii au participat țării, din toată țara, da? Din foarte multe orașe. Familiile au avut ocazia să cunoască Târgu Jiu, să-l viziteze, să își facă poze, să pună pe Facebook și toată lumea să vadă ce... Iată, da. E și un mod de popularizare prin competițiile sportive a zonei. Sportul este unul din domeniile cele mai bune privind promovarea unui oraș sau... Categoric. Și un de divertisment, dar și de promovare în același timp. Sigur că da. Și pe lângă acestea, rămânând la acest subiect, doresc să spun că avem o serie de alte obiective pe care le promovăm în acest an, tot în această idee a dezvoltării infrastructurii sportive la nivelul municipiului, și în acest sens au fost elaborate deja planuri de urbanism pe zonele unde dorim să realizăm aceste baze moderne și, așa cum am spus, în următorii ani acest program va avea o continuitate. Bun, să trecem la un alt domeniu dincolo de școală, deci pentru școli, și bănuiesc că acum încep și reparațiile și întreținerea. Bineînțeles, pe o să fie în perioada de vară, vacanță, cât da, nu sunt copiii în școli. Domeniul învățământului este unul din domeniile prioritare ale la nivelul municipiului. Sunt o serie de investiții care se derulează în această perioadă, investiții pe de o parte finanțate la bugetul local, dar și prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Aici aș face mențiune la cele două obiective importante în ceea ce privește învățământul gimnazial, două obiective pe care dorim, ni le-am propus și conform contractelor de execuție trebuie să se finalizeze până la începutul anului școlar, adică în luna septembrie. Este vorba de etajarea Școlii Generale Sfântul Nicolae și de extinderea Școlii Generale Alexandru Ștefulescu. Este vorba de mărirea capacității acestora în ce privește Școala Generală Sfântul Nicolae, cu 6 săli de clasă și toate spațiile Sfântul conexe Nicolae aferente. Numărul 6? Da, de pe strada 11 iunie. Școala Generală Alexandru Ștefulescu, respectiv Școala Generală numărul 4, extindere cu 5 săli de clasă. De asemenea, în învățământul tehnic, școli profesionale și licee, unde se finalizează în această perioadă două obiective, respectiv amenajarea atelierelor de la grupul școlar auto, de transporturi auto, și reabilitarea corpului de la grupul școlar Bârsești. De asemenea, în învățământul preșcolar, o serie de investiții, și aici vreau să subliniez faptul că toate aceste investiții se derulează pe mai multe direcții în funcție de finanțare. Pe de o parte, în cadrul programului operațional regional finanțat prin fonduri europene, sunt două grădinițe, extinderea două grădinițe importante, cele din zona de sud, este vorba de grădinița 8 și grădinița Mihai Eminescu. Aceste două unități se vor extinde cu câte o aripă, ce va conține
într-o clădire parter și etaj, la fiecare grădiniță, o extindere cu 4 săli de grupă și toate spațiile aferente. De asemenea, avem tot la învățământul preșcolar, în ceea ce privește mărirea capacității, investiții finanțate integral de la bugetul local și în acest sens va, în perioada imediat următoare, va începe execuția la amenajarea grădinței numărul 15 de pe strada 11 iunie într-o nouă locație, unde se vor amenaja 3 săli de grupă și toate spațiile aferente. De asemenea, în zona de nord, de acolo unde, pe baza analizei făcute împreună cu factorii decizionali la nivelul educațional, se impune construirea unui nou corp, unei noi grădinițe cu program prelungit în zona de nord și s-a putut stabili, au fost găsite soluții pentru stabilirea acestei locații, în clădirea atelierelor în prezent nefuncțională la liceul numărul 4, la Colegiul Tehnic Ion Mincu și în acest sens o aripă atelierelor poate fi reamenajată ca grădiniță cu program prelungit, cu acces separat, cu incintă, curte interioară, toate dotările necesare astfel încât acestea să fie la un nivel ridicat din punct de vedere arhitectural, funcțional și din ceea ce privește toate aspectele. Dar s-a constatat acestea. Că liceul numărul 4 mai are nevoie de ateliere? Noi am mai făcut, dispune de o clădire cu spații generoase în ceea ce privește atelierele. O parte am amenajat-o deja, este o altă lucrare. E compusă din mai multe tronsoane acea clădire. Un tronson a fost în acest an definitivată lucrarea de amenajare a atelierelor de la colegiul învecinat, și anume Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru, da. La care atelierele funcționau într-o clădire de la Artego și prin această soluție au putut fi realizate, amenajate exact în vecinătatea colegiului, la locația pe care am menționat, inclusiv dotările aferente, este practic un local modern, nou, cu toate condițiile la standarde ridicat pentru practicarea orelor de practică. Iar acel tronson de care am spus dedicat grădinițe este un tronson care nu este folosit, neutilizat. Da. Aș vrea să vă întreb, pentru că știu că au fost... Aș vrea să fac mențiunea, prin toate aceste proiecte la nivel de învățământ preșcolar, prin toate proiectele pe care le derulăm și este vorba de proiecte certe, care au finanțare, care sunt în execuție sau în stadii avansate, în stadii de maturizare în ceea ce privește implementarea acestora, adică la fază de licitație de execuție sau cu contracte de execuție încheiate. Toate aceste obiective care vizează mărirea capacității și noi locații la învățământul preșcolar vor aduce un plus de aproximativ 500 de locuri noi pentru preșcolari, pentru preșcolari, în grădințele din municipiu, da. Da, știu că sunt multe solicitări și e foarte bine că faceți asta. Pentru că vorbim de ateliere, îmi amintesc și cred că am mai adresat întrebarea asta, dar revin cu ea. Știu că au fost discuții și în presă legate de atelierele de la liceul numărul 2 din Victoriei și vreau să întreb dacă acolo sunt planuri prevăzute pentru reabilitare. Deja avem proiectul elaborat pentru Colegiul Tehnic numărul 2 de pe strada Victoriei. Deja a fost elaborat proiectul pentru 4 obiective, și anume reabilitarea sălii de sport, reabilitarea căminului, reabilitarea și extinderea atelierelor și a sălii de sport și a unui anfiteatru. Și 4 când, obiective și a unui nou anfiteatru. Când suntem în fază, că bineînțeles că nu există finanțare pentru toate aceste într-un singur obiectiv. Printr-o singură finanțare să putem asigura fondurile necesare execuției pentru toate cele 4 obiective și în acest sens ne-am orientat către programele de finanțare. Sala de sport, pentru sala de sport există programul finanțat prin Compania Națională de Investiții și am depus acel proiect. În ceea ce privește două oportunități, clădirea atelierelor și amenajarea unei noi clădiri pentru anfiteatru, proiectele sunt... le-am inclus în strategia integrată de dezvoltare a municipiului pentru accederea la fonduri europene. Deocamdată sunt finalizate la nivel de documentații, urmează să solicităm finanțare în funcție crearea de... Crearea cererilor de finanțare. În funcție de deschiderea unei noi... Linii de finanțare. Linii de finanțare, da.
Aș vrea să vă mai întreb legat de clădirile care trebuie recondiționate, reabilitate în Târgu Jiu și mai sunt în proprietatea primăriei. De fapt, cred că mai sunt în proprietatea primăriei centrale termice, mai sunt în momentul de față și care intenționați să faceți ceva acolo? Mai sunt câteva clădirile. Vă referiți care au funcționat categoric la centrale în prezent dezafectate și neamenajate până la acest moment, fiindcă de-a lungul timpului, prin toate investițiile realizate, s-au realizat o serie de obiective de noi funcțiuni în aceste foste centrale de cartier, care au fost dezafectate după ce sistemul centralizat de încălzire a dispărut și s-a asigurat încălzirea individuală la blocurile de locuințe colective. S-au realizat grădinițe în unele din zonele de sud, diverse centre sociale de către primărie pe fonduri europene, multe dintre acestea, cum ar fi Casa Magnolia sau cea de pe strada Mioriței, din zona Liceului Teologic. Sunt mai multe obiective realizate din fonduri europene cu caracter social pentru persoane cu dizabilități, pentru copii, pentru pensionari, pentru persoane vârstnice în toate zonele municipiului. Au mai fost realizate grădinițe, așa cum am spus, în acestea. Unele dintre acestea au fost predate către alte instituții ale statului pentru amenajarea în interiorul acestora unor funcțiuni. Răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, din cele care au rămas neamenajate până în prezent, în programul de achiziții avem, în programul de investiții al municipiului, am cuprins în acest an trei dintre acestea, practic ultimele trei. Este vorba de centrala din cartierul Griviței, centrala de pe strada Ioan Luca Caragiale. Unde vine strada asta? Din strada 22 decembrie. Da. Și de asemenea pe aleea Ioan Slavici, tot în acea zonă, în spatele spitalului de pe 22 decembrie, intrarea spre Sanepid. Da, aceste da. Trei centrale pe care le-am propus ca destinație pentru creșe, pentru realizarea unor creșe de cartier. Am înțeles. Cu atât mai mult cu cât, spre exemplu, în zona cartierului Griviței, ea se află, clădirea respectivă se află în vecinătatea directă a grădiniței cu program prelungit numărul 1, unde funcționează într-o aripă acesteia creșa, și atunci, ținând cont că cele două entități, grădinița cu program prelungit și creșa, au o subordonare diferită, dar sunt și o serie de solicitări pentru înscriere, creșa dorim să o amenajăm în această centrală. Și rămâne grădinița și singură. Și tot spațiul aferent grădiniței să fie ocupat efectiv, integral, numai de preșcolari la grădinița cu program prelungit. Au fost și centrale scoase la licitație la un moment dat? Da, au fost. De-a lungul timpului au fost câteva dintre acestea care au fost scoase la vânzare prin licitație. Și s-au vândut. Da, da. Dar s-au luat măsuri ca practic toate centralele din municipiu să primească o destinație, așa cum am spus. În funcție de solicitările au fost amenajate ca obiective de interes public, atât social sau educațional. Bun, să trecem la lucrările care se fac chiar și aici în zonă și în general de extinderea rețelei de canalizare, pentru că încă nu suntem în faza de a avea canalizare în tot orașul. Da, așa cum am spus, anul acesta se finalizează mare parte dintre lucrările promovate anul trecut și aici avem programul stabilit atât pe drum, pe modernizare străzi, dar și pe infrastructură și în special canalizarea menajere, reabilitarea canalizării menajere în cartierele municipiului, acolo unde s-au constatat deficiențe în ceea ce privește funcționarea acesteia și în acest și sens acolo avem un plan există. De măsuri care coroborat atât realizarea utilităților, respectiv refacerea, reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră, cât și refacerea ulterioară a cartierului, sistematizarea acestuia. Sunt proiecte în etape, realizate în etape, astfel încât în perioada în care am finalizat, am avut o serie de lucrări care s-au finalizat în acest an de canalizare menajeră, și aici mă refer la
cartierul Bărboi, la cartierul Teilor, parțial din cartierul Teilor, unde a fost realizată canalizarea drenajeră, cartierul Griviței, de asemenea, unde a fost realizată integral, atât pe străzile general sublocotenent Oancea, dar și general Tel, strada Griviței, tot acel cvartal de blocuri situat în perimetrul acestor străzi. Dar aveți în vedere și, bănuiesc, canalizarea pluvială, care mai are locuri unde... Sigur că da. Tocmai asta vreau să vă spun, că toate aceste proiecte ce vizează infrastructura de utilități publice sau de drumuri sunt corelate. Astfel încât acolo unde au fost realizate lucrările de canalizare, de înlocuire a canalizărilor menajere în cartiere, în prima etapă se derulează în două etape. În prima etapă s-au refăcut străzile, aleile în acele cartiere, astfel încât acestea să fie funcționale la standarde, iar în etapa a doua deja avem proiectele de sistematizare a cartierelor respective, practic de o ridicare a nivelului peisagistic, urbanistic în cartierele respective, inclusiv mobilier urban, amenajarea de noi spații peisagistice, de reconfigurarea unor parcări, de înlocuire a rețelelor de iluminat, a stâlpilor de iluminat, a mobilierului urban din cartierele respective. Deci dorim practic etapizat să realizăm toate aceste lucrări, astfel încât cartierele din municipiu să capete, pe lângă funcționalitatea corespunzătoare a rețelelor de utilități publice, să capete și un aspect estetic, urbanistic, cât mai plăcut pentru locuitorii acestora. Corect, dar asta în faza în care s-au terminat utilitățile. Da, bineînțeles, dar tocmai de asta am spus că la în ceea ce privește canalizarea pluvială, aferent acelor cartiere, fiindcă au fost gândite, aceste strategii au fost gândite pe zonele respective. În cartierul Griviței, spre exemplu, deja este în procedură de achiziție și modernizarea străzii Griviței. Este vorba de o modernizare integrală a străzii, atât în ceea ce privește canalizarea pluvială la care faceți referire, este prevăzută preluarea apelor prin realizarea unei noi canalizări pluviale, și, bineînțeles, toată infrastructura străzii, trotoare, carosabil, semne rutiere, mobilier urban, tot ceea ce ține de reabilitarea integrală a străzii respective. De aceea toate străzile, modernizarea tuturor străzilor se face în corelare cu lucrările de reabilitare a rețelelor în cartierele respective și acestea cuprind inclusiv preluarea apelor pluviale, dar și toate celelalte elemente de urbanistice, caracteristice urbanistice ale străzilor respective. Și acum că am avut ocazia să avem la Târgu Jiu ploi foarte puternice cu volum foarte mare să se mai inunde străzile, chiar am observat cu atenție cum reacționează canalizarea pluvială în diverse zone ale orașului. E adevărat că un volum foarte mare de apă nemai întâlnit până acum n-a fost preconizat și este inevitabil să apară la un moment dat băltirea, dar important este să poată fi preluată măcar în, să zic, o jumătate de oră apa. Și am observat cu atenție aceste canalizări pluviale, unele ieșea apa din acele colectoare, în loc să colecteze, scotea apa afară. Au fost cazuri și de asemenea am observând cu atenție sistemul de canalizare pluvială, am constatat că există cartiere în care există rigole de-a lungul drumurilor construite de probabil autoritatea acele publică. Acele străzi care locală au fost modernizate, da? Sigur că da, prin dar programele primării. Dar există și străzi care nu au aceste rigole. Nu, este un sistem mixt de preluare a apelor. Sunt unele străzi și cu preponderență cele care au fost realizate prin programul operațional regional, acolo proiectul a prevăzut aceste rigole, dar și toate celelalte străzi, chiar dacă nu au acele rigole carosabile, au sistemul de preluare prin grătare și prin canalizare pluvială existentă subterană. Da, 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 existentă subterană. Deci, sunt sisteme mixte de preluare. Da, da, da. Atât rigolele acelea carosabile, cât și sistemul de preluare prin colector pluvial și acel sistem de grătare, de preluare corect, dar apelor. Cu siguranță cetățenii care circulă cu mașinile au ocazia de multe ori să se zdruncire din cauza acestor colectoare cu grătare, cu găuri, cu capacele acelea de care uneori se mai zi
mișcă. Da, întrebare, de ce sunt puse în mijlocul străzii și nu sunt puse, știu eu, colectarea să se facă la marginea străzii, pentru că toate străzile au o curbură? Colectarea se face la marginea străzii. Grătarele de preluare sunt pe marginea străzii, bineînțeles. Unde există și în mijlocul străzii. Nu, acolo sunt căminele de vizitare. Sunt căminele de vizitare. Căminele de vizitare, care au și ele de asemenea acele două de preluare. De regulă, canalizările, atât menajeră cât și pluviale, traversează de regulă longitudinal pe axa drumului. Străzii, axa drumului sau, fiindcă sunt poziționate practic toate rețelele de gaze, de apă, în trotuare sau de-a lungul străzii, de regulă canalizările merg pe mijloc. Da, sau, mă rog... Ca să nu se întâlnească cu celelalte rețele de utilități. Da, dar partea de preluare, acele grătare de preluare, sunt pe margine, mă rog, așa cum este proiectul, la toate străzile noi se proiectează și funcție de cotele cele mai de jos. Acele sunt de vizitare, spuneți dumneavoastră. Da, sunt căminele de vizitare. Dar de ce nu se fac pe marginea străzii și alea? Nu, important e de unde se grătarele de preluare apelor pluviale sunt prevăzute acolo unde le e locul. Unde și unde este stabilită cota de preluare, cota cea mai de jos pe tronsoanele respective, astfel încât să preia. Mă gândeam că apele. Și cele de vizitare poate ar fi mai comode dacă ar fi pe marginea străzii, nu pe mijlocul străzii. Cotele de vizitare sunt puse exact pe traseul canalizării. Da. Ca să se poată interveni asupra acestei, asupra colectorului principal. Ceea ce vreau să vă spun că toate străzile, modernizările de străzi prevăzute în programul de investiții prevăd aceste lucrări acolo unde sunt canalizări pluviale existente pe străzi. Atunci când facem o modernizare, o reabilitare de stradă, prevede și reabilitarea canalizării pluviale sau în cazul în care sunt străzi pe care nu există canalizare pluvială, noi prin programul pe care le realizăm, proiectele prevăd și realizarea colectorului de canalizare pluvială și vă pot da exemple de lucrări care se află în execuție, deja în fază de finalizare. Strada Dumbrava, care este în modernizare, deja se finalizează în această perioadă lucrările, care prevede refacerea întregului sistem rutier al trotuarelor, dar și canalizarea pluvială pe stradă. Stradă care nu avea asigurată această canalizare pluvială. Străzile din cartierul Iezureni. Lucrare în execuție. Este vorba de strada Paltinului, alea Paltinului, la care deja se lucrează, urmează strada Stejarului, alea Stejarului, strada Rinului. Toate aceste străzi prevăzute cu a se moderniza, cu carosabil, trotoare, toate elementele urbane ale străzii, au prevăzute și canalizări, preluarea apelor prin acel sistem mixt. Rigole, tuburi, colectoare. Strada Șișești, care urmează, vor începe lucrările în perioada următoare, de asemenea, prevăzute cu sistem de canalizare. Și toate acestea au prevăzute puncte de descărcare, de aceea vă dorim să vă aducem la cunoștință că practic toate străzile, și noi avem un program clar etapizat de modernizarea străzilor din municipiu, la toate aceste străzi se intervine și atunci când se modernizează și se reabilitează, se introduc și aceste rețelele de canalizare menajeră. Și pluvială. Din acest punct de vedere punctual se rezolvă problema preluării. Acum, la ceea ce faceți dumneavoastră referire, atunci când sunt debite mari, e vorba și de colectoarele principale de preluare a canalizării pluviale, fiindcă întregul sistem pluvial funcționează gravitațional de la nord către sud, cu descărcarea în punctele de la Jiu, unde se descarcă canalizarea pluvială. E vorba de cuprinderea în programul de investiții și aici au fost luate măsuri, avem deja lucrare în execuție, lucrări în execuție, de mărirea capacității acestor colectoare și de extindere, de realizarea unor noi colectoare de deversare către Jiu. Și aici este vorba, avem în execuție, o lucrare începută de anul trecut, din toamna anului trecut și care se va finaliza în acest an, deja este realizată în proporție de peste 50%. Este vorba de un colector de peste de 1200 de milimetri diametru pe strada Hidrocentralei, între bulevardul Ecaterina Teodoroiu, pe strada Hidrocentralei, lotului Hidrocentralei cu deversare în râul Jiu, în dreptul Hidroelectrica. Practic va prelua toate apele pluviale provenite din zona de nord a municipiului, care nu vor mai încărca suplimentar zona centrală și
în acest sens vor avea un efect benefic, inclusiv asupra funcționării canalizării în zona centrală atunci când întreaga lucrare va fi definitivată, dar va prelua pe lângă toate apele provenite din zona de nord, tot ce e la nord de acest colector, vor prelua și apele pluviale din cartierul de debarcader, astfel încât funcționarea și în acest cartier să se producă, funcționarea canalizării să fie conformă, fără deficiențe, întrucât atunci când au fost realizate străzile, modernizarea străzilor în cartierul de Barcadero, a fost prevăzută și canalizarea pluvială. Canalizarea pluvială este dimensionată, dar strict pentru străzile din cartier, nu și ceea ce provine din zona de nord. Ori prin realizarea acestui colector se va asigura funcționarea corespunzătoare inclusiv în cartierul de Barcadero. Și așa cum am spus, cu efect indirect și va avea un efect benefic asupra funcționării întregului sistem de canalizare menajeră și în zona centrală. Și bineînțeles, avem și alte strategia de în această inițiativă de rezolvare a funcționării canalizării pluviale din municipiu, deja avem în analiză și alte propuneri, alte pe baza constatărilor efectuate, alte investiții la care lucrăm la nota conceptuală în vederea elaborării studiilor de fezabilitate. Și bineînțeles, întrebarea când va fi gata această deversare, acest colector și deversarea în jiu în zona hidrocentralei, da? Va fi finalizat când? În acest an. Este realizat, da? Deja 2019. Da, cu siguranță. Până în toamnă va fi definitivat. Deja este în procent de peste 50% realizată. Am înțeles. O serie de alte investiții. Asta vreau să vă întreb, alte investiții? Avem, în ceea ce privesc, tot în acest an vor începe în perioada următoare extinderi de gaze, conform solicitărilor făcute de către municipalitate, către operatorul și contractelor de finanțate încheiate cu operatorul Distrigaz. Sunt 5 zone la care vor începe lucrările de extindere a rețelei de gaze și în primul rând este vorba de cartierul de tineri de la Preajma, străzile aviatorilor Elvira Godeanu, apoi în cartierul Tizmana pe strada Costache Negruții, extinderea de gaze, în alea Sfântul Dumitru, pe strada Pandurii, de asemenea prelungirea Pandurii, Jiețe, o extindere care s-a făcut etapizat în funcție de dezvoltarea, de gradul de realizare a gospodăriilor individuale pe strada respectivă, fiindcă este o zonă de dezvoltare, s-au etapizat, s-a extins și conducta de gaze, iar anul acesta se va realiza ultima etapă, practic până la astfel încât toată zona, toată strada respectivă să aibă asigurată rețeaua de gaze naturale. N-am auzit printre zonele pe care le extindeți și cartierul Drăgoieni, cartierul nou de strămutați. Chiar zilele trecute stăteam de vorbă cu cineva care spunea că e supărat, că are curent, are apă, are asfalt, are canalizare pluvială, nu știu cealaltă dacă funcționează, n-are gaze. Da, avem o serie de solicitări de la locuitorii din zona respectivă. Noi am mai adus la cunoștință primăria încă nu poate efectua. Este vorba de zona de case realizate de către prin strămutare, complex, strămutare, de către complexul energetic Oltenia. Nefiind străzile respective, nefiind predate către investitori, către municipalitate, nu putem, nefiind proprietari, nu putem face momentan investiții pe aceste străzi. Această lucrare nu trebuia făcută tot de CEO? Normal. Aducțiunea de gaz? Investitorul respectiv s-a angajat să facă tot. Da, nu putem spune exact care au fost toate investițiile prevăzute în programul entităților respective. Însă, cert e, vă pot spune că nu au fost predate încă. Nu au fost predate. Da, către municipalitate, astfel să nu putem obține autorizațiile de construire, nefiind proprietari. Și aveți și momentan, vreo previziune când vor fi predate? Știți cumva? Știu că domnul primar a stabilit o serie de întâlniri, știu că se poartă discuții legate de asta, îmi spunea și anul trecut. De acest aspect, mai mult probabil că sunt proceduri care durează, da. Bineînțeles destul că de mult. În momentul în care primăria va primi. Avea, va primi în patrimoniu aceste zonă, bineînțeles că se vor face investițiile respective. Până la urmă sunt locuitorii municipiului, dar juridic
așa cum am spus, nu pot fi realizate. Nu e pe proprietatea primăriei. Nu fac parte în patrimoniul municipalității. După câte știu, era și o canalizare acolo, o stație de epurare pentru da, apele realizată uzate, tot de ei, și n-a fost nici până acum conectată la rețeaua de canalizare a orașului, nu? Da, exact. Și nu funcționează? Din motivele pe care vi le-am și spus. Nu funcționează încă. Nu. Nu vă pot nu spune, nu, nefiind investiția. Nu vă aparține investiția, da. Într-adevăr. Da, uite că cred că ar fi cazul să facem o dezbatere împreună cu CEO. Oricum, ceea ce vă știu că se discută permanent la primărie, fiindcă de la primărie a pornit inițiativa și aceste discuții. Iar oamenii vin și se pun la primărie, nu? Sigur că da. Da. Sunt cetățenii ai municipiului și... Târgu Jiu, au adresă în Târgu Jiu, dar da, ținând cont de aceste aspecte, domeniul comun aparține CEO. Exact, da. Da, e o problemă. E o mare problemă acolo. Bine, măcar că au curent și apă. Apă au? Da. Parcă da. Așa am înțeles că apă au. Da, tot e bine. Sunt asigurate, în general, de rețeaua de distribuție gaze naturale. Știu că nu este. Nu este. În toată zona și... Bun, și când ați spus că se prelungește aleea... Aleea Sfântul Dumitru, parcă. Aleea Sfântul Dumitru, da? Nu, este, face parte din domeniul public. Din domeniul zona, public? Da, zona și pe până care unde se prelungește? Până la cartierul respectiv? Sau? Nu, este vorba de o prelungire chiar în capătul aleii, în zona din dreapta. A, s-a format aleii. Acolo... Exact, da. Dar unde s-a dezvoltat construcția de locuințe și aparține municipalității, terenul respectiv. Da, da, da. Mai mult acolo se realizează, de fapt s-au realizat pe zona aceea și lucrurile de extindere a canalizării menajere, lucrare care face parte din acel obiectiv mai mare care cuprinde și cartierul Drăgueni, lucrare în execuție și pe care dorim să o realizăm, să o finalizăm în acest an. Este și inclus în Programul Național de Dezvoltare Locală finanțat de la bugetul de stat. Și în cartierul Preajba? La canalizare, în cartierul Preajba, cum stăm? Fiind o cotă mai ridicată da, față toate de cartierele municipiului. Componente, plus alte zone de dezvoltare a municipiului au fost incluse. Și Polata este. Da, este vorba de localitățile componente din zona de vest. Slobozia, Bârsești, Ursați, Polata și Preajba, în zona de est, da. Care, la care încă nu, în situația existentă, nu este, nu există canalizare menajeră. Toate aceste străzi, plus alte zone de dezvoltare, cum ar fi cartierul Narciselor, extinderea cartierului Narciselor, unde avem elaborat un plan urbanistic zonal pentru dezvoltarea municipiului, pe terenul transmis de către Ministerul Apărării Naționale, de către municipalitate, dar și alte zone de dezvoltare ale municipiului în care nu este canalizare menajeră, au fost luate în calcul, au fost solicitate către operator pentru a fi incluse în programul finanțat din fonduri europene și aici este vorba de programul operațional infrastructură mare care se derulează prin operatorul de apă, respectiv Aparegio. Au fost incluse în acest program la solicitarea primăriei toate aceste obiective. Sunt în faza de avizare a studiului de fezabilitate și de obținerea finanțării. Este vorba de o finanțare de peste 70 de milioane de euro la nivelul municipiului Târgu Jiu, atât pentru canalizare menajeră cât și pentru apă. Atât extinderi cât și reabilitări ale tronsoanelor principale, ale conductelor de transport, apă de canalizare menajeră, reabilitare pe străzile principale ale colectorilor principale, dar și acele extinderi la care am făcut referire. Este un proiect major care, mă rog, se va derula pe o perioadă de destul de lungă. Da, este vorba de Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, dar cu finalitate N+2 undeva în anul 2022. Și se va realiza etapizat până... Există garanția că vom accesa aceste fonduri? Că considerați că nu vor fi probleme? Deci operatorul este în faza de avizare a studiului de fezabilitate și în perioada de premergătoare semnării contractelor de finanțare. Am înțeles, da. În ceea ce privește municipiul, fiindcă tot am ajuns la partea de fonduri europene, aș vrea să spun că unul din obiectivele importante din acest an a fost atins, respectiv până la sfârșitul lunii martie au fost depuse toate proiectele prioritare cuprinse în strategia de dezvoltare a municipiului,
prevăzute a fi finanțate în cadrul programului operațional regional, finanțat din fonduri europene. Și aici este vorba, în primul rând, de axa 4, în care municipiul Târgu Jiu beneficiază de o finanțare numai pe această axă de peste 26 de milioane de euro, iar valoarea acumulată cu alte proiecte complementare, valoarea finanțată din fonduri europene a obiectivelor la nivelul municipiului este de 60 de milioane de euro. În ceea ce privește axa 4, au fost depuse toate proiectele până, așa cum a spus, până la sfârșitul lunii martie, așa cum era prevăzut în ghidul solicitantului, au parcurs toate etapele, astfel încât la această dată avem mare parte din contractele de finanțare deja semnate și au fost demarate procedurile de licitație pentru execuția lucrărilor, iar alte câteva sunt în stadiul de premergător semnării contractului de finanțare, deci în prefinanțare. Au parcurs toate etapele de la eligibilitatea administrativă, tehnică, vizita în teren a reprezentanților de ADR, astfel încât, așa cum am spus, sunt încheiate contractele sau unele dintre ele în faza de precontractare. Așteptăm încheierea contractelor. Și aici este vorba de proiectul prioritar pe axa 4, reabilitarea transportului în comun prin troleibuz, care prevede reabilitarea întregului sistem, extinderea rețelei de transport în comun în zona comercială de sud a municipiului, reabilitarea cuprinde, bineînțeles, întreaga linie de contact, stațiile de redresare, depoul cu toate clădirile acestuia, respectiv reabilitarea acestora, modernizarea, dotarea cu echipamente, dar și achiziția mijloacelor de transport prin troleibuz. Se vor schimba toate sau se va suplimenta parcul? În total, pe acest proiect și pe încă un proiect complementar cu acesta, un proiect în parteneriat Primăria și Ministerul Dezvoltării, în total se vor achiziționa 35 de noi troleibuze. 15 sunt pe proiectul la care am făcut referire și cele 20 este o achiziție pe care, așa cum am spus, făcută în parteneria cu Ministerul Dezvoltării. Dar, în total, în municipiu se vor achiziționa 35 de noi mijloace de transport, din care 12 vor fi cu autonomie locală, cu reîncărcare, astfel încât de la capătul liniei de contact să poată avea autonomie, astfel încât să poată asigura transportul în comun și pe zonele periferice ale municipiului. Adică își vor continua după ce termină alimentarea, pot continua da, să aibă autonomie de funcționare pentru a deservi zonele limitrofe. Nu știu dacă știți, dar era un banc. Nu știu dacă era banc sau era adevărat că un polițist din Târgu Jiu, foarte cunoscut, dar nu dăm nume acum, ar fi cerut troleului să o ia pe alt drum decât avea linia. Și omul îi spunea, domne, sunt legat sus, nu mă interesează, iau încolo. Acum ori să poată să o ia și în altă parte, având autonomie. Da. Înseamnă că este un model nou, pentru că așa ceva până acum în Târgu Jiu n-am avut, să plece, să continue troleul după ce și-a terminat linia de contact, să poată să continue drumul. Da. Până acum n-am avut. Sunt modele noi. Aceste proiecte și complementar cu transportul în comun avem și proiectul de fluidizare a traficului rutier și a creșterii siguranței cetățeanului în trafic, precum și realizarea unui dispecerat infotrafic. Este vorba de un sistem inteligent aplicat atât în ceea ce privește supravegherea, care are rol și de siguranță, așa cum a spus, a cetățeanului în trafic, prin asigurarea principalelor intersecții, a trecerilor de pietoni cu camere. Asigurarea cu camere de supraveghere, asta vreți să spuneți. Video, introducerea sistemului de treceri semaforizate cu buton pentru pietoni, dar și acel sistem inteligent care transmite către dispeceratul infotrafic datele din teren, astfel încât prin sistemul de monitorizare și sistemul de semaforizare să poată fi adaptat în funcție de condițiile de trafic, astfel încât transportul să se producă după orarul prestabilit. Toate acestea sunt, așa cum am spus, proiecte complementare. Pe lângă acestea, pe axa 4, un alt proiect la care suntem în faza de precontractare, de semnarea contractului de finanțare, este vorba de amenajarea unei zone de agrement în cartierul Narciselor. Este vorba de o zonă de 12 hectare,
a fost elaborat planul urbanistic zonal și studiul de fezabilitate pentru acest proiect. Așa cum am spus, avem finanțarea asigurată. Vor urma etapele următoare. Licitația pentru execuție și execuția lucrărilor prevăzută până la sfârșitul anului viitor. Este o zonă nouă în cartierul Narciselor, cu o deschidere atât în cartierul Narciselor, dar are deschidere și la strada Calea București, o deschidere de peste 100 de metri, așa cum a spus, o zonă de 12 hectare, care suntem convinși că va constitui un punct de atracție pentru locuitorii municipiului, ceea ce privește petrecerea timpului liber. Poate chiar și pentru turiști. Agrement. Exact, și pentru turiști. Este o zonă cu un potențial natural deosebit, iar în acea zonă de agrement este armonizată cu mai multe funcțiuni, fiindcă acolo practica aceasta se realizează pe terenul preluat, așa cum am spus, de la Ministerul Apărării Naționale, un teren de suprafață de 40 de hectare, pe lângă cele 12 hectare dedicate acestei zone de agrement. Sunt suprafețe pentru realizarea unei baze sportive, respectiv o suprafață de peste 3 hectare, o suprafață pentru realizarea în viitor a blocurilor de locuințe colective în regim de înălțime pe plus 7, prin programele ANL și de locuințe. Haideți să explicăm exact unde se află zona asta. De vedere funcțional. Este zona, practic, din strada Narciselor, Marin Preda, strada care pleacă din strada Narciselor către zona de locuințe ANL, cine cunoaște zona respectivă. Da. În zona de locuințe ANL realizate până în acest moment, este pe partea dreaptă a drumului tot acel platou care are ieșire până spre Calea București, așa cum am spus, are deschidere și la Calea spre București. Spre fosta fabrică de confecții. Exact, și în acea zonă, da, da, da. Și asta este zona, acolo era o unitate militară, cred că... Este teren preluat de la unitatea militară. Fosta unitate militară, de fapt, de la Ministerul Apărării Naționale. Sunt zona de 40 de hectare, practic este compusă din două suprafețe distincte, o suprafață de peste 5 hectare, care este dispusă exact în vecinătatea directă, în continuarea cimitirului, și aceea va avea destinație de extindere a cimitirului ortodox. Ceea ce e foarte bine, că era necesar. Construirea unei capele, dispune de o parcare de peste un hectar, parcare imediat după situată imediat după fabrica de confecții, care va avea rol și pentru destinație, atât pentru turiști, dar posibilitatea de a prelua și tirurile, traficul greu în zonă și inclusiv pentru parcare pentru cimitir. Și alte 34 de hectare situate undeva mai la est, așa cum am spus, unde se vor realiza toate aceste obiective propuse, respectiv zona de agrement, baza sportivă, zona de locuințe colective, blocuri cu regim de înălțime pe plus 7, bineînțeles, zona de blocuri de locuințe colective prevede practic 1300 de unități locative. Evident, se vor realiza proiectele etapizat în funcție de programele de finanțare, atât prin Agenția Națională de Locuințe, ca locuințe pentru tineri, dar și prin programul de construire locuințe sociale derulat prin Ministerul Dezvoltării. Se vor realiza etapizat, avem un orizont de timp de peste 10 ani în care să realizăm aceste integral toate aceste locuințe. Însă, așa cum am spus, o serie de investiții, așa cum este zona de agrement, va fi realizată până la sfârșitul anului viitor. Foarte bine. Chiar este un teren care se punea în discuție ce se va întâmpla cu el. E bine că l-a preluat municipalitatea și că, iată, se dezvoltă orașul în zonă. Practic, la sfârșitul anului trecut, noi am aprobat acel plan urbanistic zonal, care prevede toate reglementările urbanistice, precum și funcțiunile zonei, astfel încât să fie armonizate din punct de vedere funcțional, să conțină, practic, toate funcțiunile necesare funcționării ca o nouă zonă rezidențială la nivelul municipiului. Cu siguranță am mai avea multe de spus, dar spațiul emisiunii s-a finalizat, dar o să vă invităm în continuare în alte ediții pentru a spune ce se mai întâmplă din punct de vedere investițional la nivelul municipiului Târgu Jiu. Mulțumesc pentru prezența în studio și vă mai așteptăm. Mulțumesc.
Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic, invitatul emisiunii Raul Chiriac, șeful Serviciului de Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Iată că Târgu Jiu se dezvoltă încet, dar sigur. Răbdare, dragi cetățeni din Târgu Jiu, și mult succes autorităților pentru a realiza aceste investiții. O seară bună!